Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru săptămâna 25 septembrie, 1 octombrie. Este o săptămână nebună, să știți. Lilith este pe gradan aretic. Mai mult decât atât, ni se arată tot felul de lucruri așa verde în față, adică ni se arată un adevăr sau mai multe. Avem și o cuadratură dintre Uranus, Venus și Juno, pe niște grade destul de ciudate. Da? Este cu adevărat o săptămână în care cu toții vom cam exploda și cu siguranță vom lua tot felul de decizii. Da? Totul în jurul nostru o să vedeți că o va lua așa puțin rasnă. A venit și Motanul să ne salute. S-a schimbat puțin programul săptămâna asta pentru că am niște lucruri importante de rezolvat. De săptămâna viitoare, cumva, din săptămâna asta, 25 septembrie, 1 octombrie, sper să revin pentru totdeauna cu filmările la normal. Da? Momentan nu am cum. Aveți și în comunitate, cei care sunteți membri, cred că ați văzut deja, aveți acolo pentru fiecare zodie ce se întâmplă în fiecare zi, aveți ritualul de lună plină, discutăm mai pe larg luna asta plină. Vă spun și care este surpriza, cât de mult am putut, am adus informații în comunitate. Mai mult decât atât, momentan nu pot, cel puțin în momentul în care fac filmarea. Dacă pot, o să mai apară lucruri suplimentare, dacă nu, asta este. Da. Bun. Și ce vreau să mai menționez este faptul că avem și o lună plină în Berbec. O lună plină care vine așa cu o închidere bruscă pentru fiecare dintre noi. Este ceva ce ne-a deranjat de mult timp și acum în sfârșit putem să dăm afară. Oricum vom avea cu toții tot felul de reacții, care mai de care mai ciudate. Este o lună plină în Berbec, guvernatorul lunii pline, domnul Marte, este aproape în conjuncție cu nodul sud, deci discutăm despre lucruri din trecut care acum da, ajung într-un punct înalt și se închid. Vor fi tot felul de reacții neașteptate, pentru că în ziua aia este, repet, și cuadratura dintre Uranus, Venus și Juno, deci cu atât mai mult discutăm despre lucruri ciudate. Lilith, repet, e pe gradan aretic, deci o săptămână în care e bine să fim cu toții atenți pe orgolii, e bine să fim cu toții atenți la ce ne spune intuiția și chiar mai mult decât oricând. Da? O săptămână în care se mai termină lucruri, cu artificii, bineînțeles, nu e așa liniștit. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. O să discut mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Îți reamintesc de previziunile pentru septembrie, în curând apar și cele pentru octombrie. Urmează, repet, o perioadă ciudată. E trecerea, dacă vreți, de la septembrie la octombrie, că octombrie vine cu foarte multe evenimente, foarte multe. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi este o săptămână de o mică, mare resetare, ca să zic așa. În primul rând, voi trebuie să fiți atenți săptămâna asta pe relația cu un copil, afaceri, trebuie să fiți atenți pe plăcerile voastre, pe iubire, da? Și pe partea aceasta de risc. Însă, fiți puțin atenți și pe sănătate. Este o săptămână în care tu vei închide o relație, definitiv. Poate este o relație cu un prieten, poate este relația cu partenerul de viață, poate pur și simplu discutăm despre o nouă modalitate de a te raporta la ceilalți, dar este un moment în care tu pur și simplu vei simți o energie extrem de puternică, undeva vineri, 29 septembrie sau în jurul acelei date. Pentru că există o mare predispoziție, dragi berbeți, spre ideea aceasta de însingurare, deci de a merge singur pe un drum. E și eremitul, energia generală pentru luna asta plină, deci cu atât mai mult discutăm despre ruperi. Bun, și încă un lucru și anume atenție pe partea de speculații financiare săptămâna asta, pe risc. Și ce ți-aș recomanda este să nu iei la modul personal, indiferent ce se întâmplă în jurul tău. Zodia Taur. Dragi tauri, atenția voastră trebuie să fie foarte puternică săptămâna asta pe casă, pe familie, pe trecut, relația cu rudele, un teren, o casă, locul natal, acolo se pot întâmpla tot felul de lucruri. Este bine, dragi tauri, pentru voi în mod special să nu vă lăsați pradă orgolilor, să nu vă lăsați pradă
posesivității, în sensul că e nevoie să înțelegeți, da? Și nu mi-o luați în nume de rău, că și eu tot taur sunt, da? Ca și zodie, ascendentul am în altceva. Pentru noi taurii e cam dificil, da? Când ne încăpățânăm să facem ceva, nu ne mai oprește nimeni, da? E greu până pornim. Și da, așa este. Și avem nevoie să știm că e al nostru, că e persoana dragă, că e nu știu cine. E nevoie de detașare, dragi tauri. Da? E nevoie de detașare. Foarte mulți nativi tauri cu marcaj pe taur vor trece prin transformări destul de mari săptămâna asta, poate la nivel interior, poate nu se întâmplă nimic fizic, deși cu cei pe cer, orice e posibil. În schimb, uite, rezolv niște chestiuni ca prin minune legate de persoana iubită, legate de copilul tău. Poate unii tauri, știu eu, aveți niște discuții așa deschise cu persoane dragi sau discuții deschise privind o afacere, privind ceva important și de acolo lucrurile se mai relaxează, da? Se mai rezolvă. Luna asta plină pentru tine îți activează o axă a sănătății, deci aici ți-aș recomanda o mai mare odihnă și cu siguranță unii tauri puneți capăt la niște obiceiuri nesănătoase sau poate chiar cine știe vă dați seama că e cazul să mai dați un pas în spate, să vă mai odihniți și voi. Pot exista mici mari tensiuni în relația cu colegii sau în relația cu rudele săptămâna asta și repet, luna plină despre asta vorbește, despre un moment în care ți se cere odihnă, pentru că oricum te vei odihni fie că vrei, fie că nu vrei, da? Și nu te gândi la chestii negative. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi, în primul rând, trebuie să fiți atenți săptămâna asta ce vorbiți, da? Ce vorbiți. Ascultați-vă intuiția cât de mult puteți, că oricum o să fiți cu mintea pe dincolo. Deci, oricum o să vedeți prin oameni săptămâna asta, o să conștientizați foarte multe lucruri privind relațiile voastre, privind relația cu partenerul, relația cu clienții, relația cu prietenii, cu șefii, cu cine vreți voi, cu toată lumea. O să fie ca un fel de trezire la realitate. Nu e o săptămână rea. Și pentru tine e ok să te odihnești. Să știi că este o săptămână aglomerată, în sensul în care sunt foarte multe lucruri de făcut, dar le rezolvi. Pe de altă parte, este o săptămână în care, uite că vei rămâne destul de surprins în urma unor discuții pe care le ai, fie cu o femeie, fie sunt niște discuții acolo cu vecinii, vezi că pe acolo mai pot fi probleme săptămâna asta. La mine sper să nu mai fie, deja e a patra săptămână, adică chiar, nu știu, curățenie, dar totuși. Se iau niște decizii pentru tine, da? Ești puțin scos din zona de confort. De asemenea, luna asta plină pentru tine activează axa 5-11 și cu siguranță viitorul unei relații se va schimba radical, pentru că da, acolo sunt probleme de ceva timp. Că Marte, e adevărat, îți dă pasiune, dacă ești bărbat, mai ok povestea, dar în general, dragi mei, Marte unde intră, da, face scandal, cum s-ar spune. Face scandal și acolo, da, mai taie, el e cu tăiatul. Da, e nevoie să mai tăiați ceva și e ca și cum schimbați planurile de viitor. Da? O prietenie se poate închide, un proiect poate să ajungă la un apogeu, la un punct înalt. Pentru alți gemeni, luna asta plină poate să vă aducă și o eliberare dintr-o relație toxică. De ce nu? Iar alții, cei care aveți copii, posibil acolo, da, să asistați la ceva, și anume să se închidă o perioadă destul de dificilă. Nu se închide neapărat vineri pe 29, dar e începutul sfârșitului, cum s-ar spune. Deci o săptămână nebună și pentru tine, fii atent pe ce comunici și indiferent ce se întâmplă, bucură-te că măcar afli un adevăr. Zodia Rac. Dragi raci, în primul rând voi fiți atenți pe bani săptămâna asta și pe tot ceea ce ține de alimentație. Nu beți multă cafea, nu vă aruncați cu capul înainte în tot felul de lucruri și vedeți voi, va fi ca un fel de neapărat criză din aceasta de a dori să fiți apreciați. Deci voi o să doriți să fiți apreciați între oameni, între prietenii voștri, în proiectele pe care le aveți. Pe bună dreptate, pe bună dreptate, doar că trebuie să găsiți acolo un echilibru. Pentru voi este o săptămână puternică, o săptămână intensă. Intrați în contact cu tot felul de grupuri de oameni, socializați foarte mult, aveți tot felul de ședințe, întâlniri, stați online, deci vă faceți tot felul de planuri, surprize plăcute care apar de asemenea în preajma acestei săptămâni.
prin tot felul de discuții și vedeți că unii dintre voi posibil să aflați un adevăr. Discutăm despre o săptămână în care vă schimbați foarte rapid un plan de viitor, poate chiar o colaborare se poate rupe brusc sau un iraș, cine știe, primiți o ofertă, se întâmplă ceva frumos care e adevărat, vă scoate pe voi inițial din zona de confort că nu prea vă place, dar lucrurile sunt bune. Luna plină pentru tine, care cu siguranță o să fie intensă, da? Activează axa 4-10 și cu siguranță mulți raci veți trece prin schimbări. Fie sunt schimbări legate de casă, adică afli de un divorț, de o despărțire, cineva pleacă din casă, e o mică mare ceartă acolo, pentru că știi cum, universul vrea să te împingă așa, să te mai concentrezi puțin și pe partea profesională, să te încarci puțin de acolo, pe cariera ta, ți se cere să-ți asumi anumite responsabilități, da? Iar unii raci poate ajungeți la un nivel de apogeu din punct de vedere profesional, în schimb, viața privată o să fie așa destul de mult dată peste cap. Oricum sunteți protejați pe toată situația asta. Zodia Leu. Dragii lei, Lilith pe grad analitic în zodia voastră, fiți atenți săptămâna asta, vedeți că ceva vă ia mințile, vai, deci când am spus asta am simțit așa ca niște fluturi așa în stomac, deci vedeți că ceva vă ia mințile, da? Indiferent ce se întâmplă, nu vă lăsați provocați, că nu vă dă iubitul atenție, că nu vă bagă nu știu cine în seamă, că proiectul ăla merge greu, că mai știu ce se întâmplă, nu vă aruncați cu capul înainte, ușor, lent. Da. A venit și pisica să vă salute, ea e felină, așa ca voi, nu e în zodia Leu, e în altă zodie, dar se pare că are o afinitate pentru voi. E în zodia Pești, dacă vă ajută, nu știu, poate aveți legătură cu vreun pește. Cum să vă spun, deci trebuie să fiți atenți pe orgolii, trebuie să fiți atenți pe chestia asta. Mai mult decât atât, dragile, este o săptămână în care apar schimbări bruște legate de un parteneriat, legate de relația cu partenerul de viață. Vă apucă dragoste așa deodată? Sau totodată vă apucă nervii. Deci sunteți cumva la extreme săptămâna asta. Repet, e o săptămână nebună pentru toți. Da? După săptămâna asta, Lilith, gata, vă las în pace. Pleacă din zodia voastră și gata, nu vă mai bat la cap nici cu orgolii, nici cu nimic. Da? Nici cu gelozii, vedeți că o să fie chestii de genul. Mai mult decât atât, săptămâna asta e o săptămână în care, uite, rezolvi niște lucruri foarte importante legate de bani, legate de un proiect, legate de viața ta, de reputația ta. Doar că, dragii mei, așa cum spuneam, pot apărea și mici mari tensiuni în relația cu șefii, în relația cu partenerii, în relația cu clienții, în relația cu instituțiile. Da? Deci acolo sunt lucruri ciudate pentru tine. E ceva care ți ia mințile și luna asta plină activează axa 3-9. Deci cu siguranță vei avea foarte mult de călătorit în perioada asta, vei comunica foarte mult. Însă luna plină înseamnă o închidere. E o închidere a unui proiect, a unei idei, a unei situații. Se închide ceva foarte important pentru tine și cu siguranță unii lei o să aveți acel declic și o să spuneți, băi, gata. Hai, termin povestea cu rudele astea, termin povestea cu persoanele astea superficiale și abordez și o viață într-un mod mai serios. Că asta vrea universul de la voi în perioada asta, cumva să abordați totul de la nivel înalt. Ceva puternic acolo pentru voi. Unii lei, da, nu m-ar mira să luați tot felul de decizii importante privind niște acte. De ce nu? Vedeți că vă crește foarte mult intuiția tot săptămâna asta și este important să alegeți plăcerea voastră, da? Cumva să aveți curaj și să fiți bun. Asta e foarte, foarte important. O să vreți voi acolo mângâiați, iubiți, alintați și poate o să primiți chestiile astea, eu nu zic că nu, dar poate acum vi se arată cam cine e pentru voi și cine nu, pentru că da, mulți lei cu siguranță veți mai... renunța fie la anumite principii de viață, fie unii lei vă apucați și mai renunțați la anumite persoane din anturajul vostru. Pentru că e ceva acolo care vă deranjează de mult timp și nu e ok. Da, cam atât. Și pentru Leu, de asemenea, vi se cere ca și cum finalizați niște studii sau finalizați ceva important. Se întâmplă ceva frumos. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, o săptămână foarte nebună pentru toată lumea. Pentru tine nu e o săptămână chiar atât de rea. În schimb,
Mare atenție pe sănătate, mare atenție în relația cu colegii, mare atenție în relația cu ceilalți, pentru că știi cum, toată lumea acum așa stă, deci cumva pe un butoi de pulbere, da? Toată lumea stă în jurul tău. Încearcă să nu exagerezi cu absolut nimic și încearcă să nu o iei la modul personal, indiferent ce se întâmplă. Pentru că da, o să te mai trezești și cu personaje care reacționează într-un mod ciudat. Partea bună e că îți crește intuiția. Asta e partea bună. Da, ar fi bine să o și asculți. Este o săptămână în care tu vei învăța foarte multe lucruri, o săptămână în care rezolvi niște chestiuni foarte importante legate de acte, legate de străinătate, ceva legat de un proiect, deci se rezolvă ceva brusc. Acum, ideea este, dragi fecioare, că tot săptămâna asta pot apărea mici mari tensiuni în relația cu femeile. Apar niște discuții, e o reacție acolo ciudată, de rămâneți și voi șocați, da? Nu vă vine să credeți, pur și simplu. Și poate e ceva legat de persoana iubită. În general, unii aveți niște conștientizări, poate legate de iubire și spuneți, băi, gata, uite, merg în direcția respectivă, nu mai fac asta. Sau rezolvați ceva legat de niște acte. Însă, da, discutăm despre o lună plină care activează axa 2-8 și cu siguranță o să vă dați seama că e cazul să vedeți unde anume vă pierdeți energia, pentru că vă pierdeți cu siguranță. Da? Cu siguranță pierdeți energia pe undeva și acum vedeți și voi pe unde. Mai mult decât atât, pot apărea niște cheltuieli în această săptămână, mai ales această lună plină vă poate aduce așa ceva. Însă unii e ca și cum vă dați seama că e cazul să vă recalculați puțin bugetul, să vedeți cât produceți, cât cheltuiți. Poate chiar să fie un moment în care luați niște decizii așa bruște. Da? Poate așteptați un răspuns alții legate de o sumă de bani, de o pensie, o bursă, poate e ceva legat de o bancă, un partaj, o moștenire, deci ceva care se rupe brusc pentru tine, așa, într-o secundă. Dar dacă ești într-o situație cu partenerul și lucrurile nu prea mai funcționează, nu te baza că ai ajutat omul ăsta cândva și acum vine spre tine și te ia în brațe, da? Pentru că, repet, Lilith nu e într-o poziție bună. Mai e și cuadratura aia care e la niște grade destul de ciudate, am discutat în comunitate. Vedeți ce faceți, da? Vedeți ce faceți. Comunicarea vă ajută foarte mult. Comunicarea și asumarea. Zodia Balanță. Dragi balanțe, ceva voi amințele vă săptămâna asta, dar bine tare de tot. Poate e ceva legat de o poveste de iubire. Fiți puțin atenți săptămâna asta pe prieteni și atunci când vine vorba de planurile voastre de viitor. De asemenea, atenție puțin pe zona aceasta de online. Da? Nu vă apucați să credeți că tot ceea ce strălucește este și din aur, că nu e așa. Pe de altă parte, tot săptămâna asta se rezolvă niște lucruri ca prin minune. Legate de un copil, de persoana iubită, se rezolvă ceva legat de o afacere, de o moștenire, de o mutare, de niște acte în mod special. Deci poate ești prins pe partea aceasta, dar le rezolvi, da? Le rezolvi. Vezi că se află un adevăr. Fie un adevăr pe care tu l-ai ținut ascuns, fie este vorba despre ceva ce o persoană din jurul tău ți-a ascuns. Acum se împărtășesc sentimente, emoții, sunteți sinceri, știți ce vreți, acționați. Și de asemenea, dragi balanțe, săptămâna asta discutăm despre o lună plină în berbec. Lună plină care, ce să vezi, activează axa relațiilor, asta e viața. Da? Luna pe casa a șaptea, Marte în zodia ta, n-am ce să spun de bani sau de altceva, că nu-i cazul. Vedeți, dragi balanțe, că este un moment în care, repet, acum depinde de voi, da? Fie este un moment în care spuneți, bă, gata, punct. Am terminat colaborarea, am terminat relația, nu mai lucrez cu clienții respectivi. Unii poate sunteți într-o perioadă în care toată lumea vrea câte ceva de la voi sau toată lumea vă treziți că reacționează într-un mod impulsiv, într-un mod ciudat și spuneți, păi da, oricum, dar ce sunt cu oamenii ăștia? Și să spui, bă, gata, am înțeles, nu pot să mulțumesc pe toată lumea, mă axez într-o singură direcție și tot înainte. Deci decizii pe care voi le luați sau puteți să vă treziți cu reacții destul de agresive din partea celorlalți. Da, știți că eu sunt foarte pozitivă în previziuni, dar acum ce să fac? Da? Și vă spun asta pentru că, repet, Lilith e pe grad anaretic.
Venus a voastră e împreună cu Juno la gradul 22 și se ceartă cu Uran. Deci e o nebunie totală acolo care se petrece. Și vezi că e ceva legat de viitorul unei relații, de viitorul unei afaceri, ceva legat de niște bani. Este vorba și despre o reacție ciudată pe care o ai. Cu siguranță spui, bă, gata, m-am săturat, deci am ajuns până la punctul terminus. Gata, nu mai funcționează, nu mai merge povestea. Unii ar fi bine să fiți puțin atenți și pe sănătate sau în relația cu colegii de la muncă. Poate și în relația cu rudele, că unii poate spune, băi, da, gata, dar mai lăsați-mă, dar am și eu viața mea privată, dar chiar, da, adică trebuie să mă ocup și eu de situații, hai să ne împărțim sarcinile, că nu-ți dator, eu îți mulțumesc pe toată lumea. Asta ar fi bine dacă v-ați trezi la realitate, dar eu am credința că o veți face, cu siguranță. Deci, pentru că multe relații se vor rupe așa într-o secundă sau vor trece prin niște transformări. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, săptămâna asta fiți puțin atenți pe tot ce ține de reputația voastră, statutul vostru. Fiți atenți pe tot ceea ce ține de, sau mă rog, o să vă concentrați probabil pe asta, pe statutul vostru, reputația voastră, cine sunteți prin societate. Ești un scorpion singur, ești aflat într-o relație, ești șef, ești angajat, ești pe cont propriu. Ce e cu viața ta? Și foarte mulți scorpioni săptămâna asta o să răbufniți, o să spuneți gata, punct, până aici. Dar v-am zis eu că de ceva timp fie pregătiți ceva, fie fierbeți voi acolo în interior cu ceva. Ceva acolo fierbe în voi. N-are cum. N-are cum să nu fiarbă. Și acum, posibil să acționați. O săptămână în care rezolvi foarte rapid și rezolvi într-un mod benefic ceva legat de niște acte sau ceva legat de un proces, de relația cu clienții. Intri în contact cu foarte mulți oameni, negociezi ceva legat de un proiect, legat de viitorul unei relații, viitorul unei situații. Și e ok pentru tine, da? Ești bine susținut. Mai mult decât atât, tu știi cum săptămâna asta... E un mic mare scandal, e o mică mare tensiune acolo legată de relația cu partenerul de viață și acolo să știi că pot fi ruperi bruște sau legate de clienții tăi, poate o reacție ciudată pe care cineva o are acolo, cineva care tu spune lasă că schimb și e ciudat și acum te enervezi și spui bă, gata, pac, hai, uite, îți dau scânteia, acționează. Un adevăr pe care unii scorpioni îl aflați și bineînțeles că luna asta plină activează axa 6-12, deci nu m-ar mira ca unii scorpioni să spuneți gata, îmi dau demisia sau gata, plec din zona respectivă. Poate unii e cazul să vă schimbați o anumită rutină zilnică, adică dacă vedeți că ceva vă deranjează, păi terminați chestia aia, dacă vedeți că nu mai suportați atât de multă cafea, lăsați cafeaua deoparte, da, beți un ceai. Dacă vedeți că nu vă mai simțiți bine, da, în ceea ce faceți voi în viața de zi cu zi, acolo trebuie să schimbați lucrurile. Și vedeți, dragi scorpioni, că este o perioadă și cu obsesii, da, în care cu toții o dăm așa în lucruri ciudate. Trebuie să fiți atenți aici, da? Adică nu vă lăsați nici voi copleșiți de, cum să vă spun, de orgolii, de gelozie, de posesivitate, că nu se poate, nimic nu e sigur pe lumea asta. Totul se transformă. Nimic nu e sigur. Știu că voi aveți nevoie de o securitate emoțională, dar credeți-mă că în perioada asta cam nimic nu e sigur, mai ales pe tot ce ține de bani și de relații. Aici suntem intens, da, duși la extrem. Și așa cum spuneam, dragi scorpioni, cu siguranță renunțați, da, spre final de săptămână la un loc de muncă, la niște obiceiuri pe care le aveți. Pot fi niște lucruri ciudate care țin și de rudele voastre, de ce nu? Însă, în general, e o săptămână în care vrei să faci curățenie în viața privată. Zodia Săgetător. Atenție săptămâna asta pe studii, pe relația cu străinătatea, relația cu mentorii, cu profesorii. Atenție pe partea cu relația cu spiritualitatea. Vezi că ai o intuiție bună, îți vin idei ok. Doar că știi cum sunt ceva mai nonconformiste, sunt ceva mai ciudate. Deci atenție pe așa ceva. Pe de altă parte, discutăm despre o săptămână
iar au început vecinii mei cu gălăgia. Pe de altă parte, discutăm despre o săptămână în care rezolv niște lucruri importante legate de muncă, legate de starea ta de sănătate. Tot ceea ce spui tu va fi apreciat, lumea te aplaudă, e ok, intri în contact cu foarte mulți oameni săptămâna asta și cu siguranță ai parte de niște surprize plăcute legate de starea de sănătate sau legate de muncă. Și vedeți voi, dragi săgetători, este un moment în care vi se arată că teoria din mintea voastră nu e aceeași cu practica. Mai ales pe tot ce ține de bani, de relații, mai ales pe tot ce ține de relația cu colegii de la muncă, pe tot ceea ce ține de banii pe care îi primiți sau aprecierea pe care o primiți în urma muncii pe care o depuneți. Sunteți protejați pe toată situația asta, dar e important să nu insistați. Da? Salvarea vine din partea unui șef sau din partea unei persoane importante, printr-o discuție oficială, printr-o discuție la nivel înalt, o discuție cu o persoană cu autoritate asupra ta. Și pentru voi, luna plină activează axa 5-11. E o lună plină, bună pentru voi. Nu e o săptămână chiar atât de ciudată pentru săgetători, dar e o săptămână, da, în care aveți și voi tot felul de surprize. Însă luna asta plină pentru voi închide fie o poveste de iubire, fie o relație cu un copil, fie e ca și cum spui, bă, gata, uite, mie îmi place să beau ceai, prietenii mei îi place să bea cafea. Dar uite, nu știu, ori schimbăm cafeneaua, ori nu ne mai vedem, dacă eu nu pot să mai beau cafea sau știu, eu nu mai place. Ceva de genul acesta. Cu siguranță unii săgetători sunteți prinși pe relația cu copiii în perioada asta și pe acolo vedeți că apar niște schimbări, poate legate de viitorul vostru, poate legate de viitorul copilului. Iar cei care aveți afaceri, bineînțeles că acum este un moment de apogeu din acest punct de vedere. Da? Câștigați niște bani, se întâmplă ceva frumos, dar vedeți voi, găsiți oamenii necesari, găsiți oamenii importanți. E despre voi luna plină, să știți, da? Chiar dacă este în berbec. Este despre voi, despre a aborda lucrurile diferit, despre a vedea în primul rând ce vă place vouă, să nu vă mai lăsați influențați de ceilalți și nici voi să nu încercați să-i mai influențați pe ceilalți, că poate și voi aveți niște, aveți acolo o dorință de a explora, de a ajuta, foarte bine și foarte frumos, dar perioada asta nu prea apreciază oamenii chestiile de genul, așa că luați și faceți ceva interesant pentru voi. Bun, deci o săptămână mult mai relaxantă pentru tine. E intensă, da, deci nu spunem nu, dar măcar e mai ok. Zodia Capricorn. Atenție în această săptămână pe cheltuieli. Pe relația cu băncile, vezi că e cu pasiune din aia intensă pentru tine, intensă tare de tot, mai ales capricornii care vă aflați într-o relație. Acum, fie e cu pasiune intensă, fie e cu gelozie și cu ceartă, eventual și o despărțire. Depinde de fiecare prin ce poziție vă aflați cu partenerul. Dacă relația e bună și totul e roz, e frumos, bine, pot apărea înțepături, că nu se poate fără, dar per total e ok. Dacă știi că relația cu partenerul nu mai funcționează absolut deloc și stați acolo și trageți de o chestie doar așa să fie, acolo există foarte mari riscuri de închidere. Da? Indiferent ce se închide, nu exagera, nu ține cu dinții că nici Lilith nu-ți vrea răul, nimeni nu ne vrea răul. Da? Nu exagera și ce se închide, lasă-l să se închidă. O săptămână pentru tine bună pe iubire, pe afaceri, da? Ține-ți eu că e și cu pasiune, e și de bine. Sunt niște discuții sincere pe care le ai acolo și mai văd și niște lucruri importante pe care le înveți. Și acum fie le conștientizezi, fie mergi undeva la un curs, citești o carte, te uiți la o emisiune. Se întâmplă lucruri frumoase. Rezolvi ceva legat de niște examene pentru unii săgetători sau poate copilul vostru are parte de o realizare. Apoi, tot săptămâna asta vedeți că apar, repet, spre final, fie sunt tensiuni în relația cu partenerul, pentru că o să fie la voi cu una caldă, una rece. Fie poate să fie un moment pasional, însă e clar că lucrurile nu mai pot funcționa așa. Dacă ești într-o relație, vezi că sunt discuții săptămâna asta de genul, continuăm relația, ne căsătorim, ne mutăm împreună sau ne despărțim, cei care sunteți deja mutați împreună. La fel aveți discuții foarte serioase, de genul, mai continuăm sau ne separăm? Ce facem aici?
pentru capricornii singuri, vedeți că vă poate apuca dragostea, dar din aia nebună, așa, cu pasiune, cu... Vedeți să nu fie și o obsesie, vedeți să nu mergeți și pe alte direcții, da? Și evitați și voi speculațiile financiare săptămâna asta și fiți atenți pe relația cu băncile, repet, da? Sau pe relația cu instituțiile astea financiare, poate chiar ceva legat de un partaj, de o moștenire. Pentru tine luna plină activează axa 4-10 și vă spuneam și la partea bonus că Marte acolo tot vă înțeapă, da, pe carieră, pe relația cu șefii, pe responsabilitățile pe care le aveți. Și acum, fie se închide o relație din familie sau o relație personală, dar e o relație pe care o știe toată lumea, cum ar fi soțul, cumnata sau nu știu, cumnata, cineva din familia ta sau o persoană foarte apropiată de sufletul tău. Eu merg foarte mult pe ideea asta, deci sufletul tău, foarte apropiat. Mai mult decât atât, Marte e guvernator de lună plină și aici, cu siguranță, unii capricorni, v-am zis, deci fie se termină o relație din familie, fie este un moment în care se termină ceva la muncă, da? Se, nu știu, falimentează departamentul, șeful își dă demisia sau spui tu, bă, gata, nu mai vreau să mai fiu șef, vreau să mai stau și eu pe acasă, că e prea frumoasă relația cu partenerul sau uite că sunt probleme că am neglijat-o și atunci vă concentrați mai mult în plan personal. O săptămână bună pentru voi, da? Dar decizia aia care se ia pe luna asta plină e bună pentru tine, pe muncă, pe sănătate, deci e ceva de bine, e ok. Dar e vorba de un final, clar. Zodia vărsător. Dragi vărsători, o săptămână în care aveți și voi multe lucruri de rezolvat. Pe de o parte e bine, deci relația cu partenerul e bună sau relația cu un copil, relația cu persoana iubită. Sunt niște schimbări acolo pe care tu vrei să le faci. Sau poate ți-am zis, copilul tău trece printr-o perioadă sau partenerul tău în care lucrurile sunt mai aglomerate. Acum nu e neapărat ceva negativ în toată povestea asta. Da? Rezolvați ceva legat de o bancă, legat de o instituție, de o moștenire, vă mutați, e o rupere bruscă, e o reacție ciudată. De asemenea, tot săptămâna asta sunteți foarte prinși pe niște activități importante legate de viața privată. Atenție în această săptămână pe relația cu ceilalți, pe asocieri, contracte, parteneriate, clienți, relația cu partenerul. Nu vă lăsați influențați de absolut nimic și nu o luați la modul personal, indiferent ce se întâmplă, că oricum cu toții o vom lua rău asta. Apoi, știți cum, dragi vărsători, ceva vă deranjează pe voi în casă, în familie, ceva vă deranjează undeva anume și posibil săptămâna asta să explodați. Fie că discutăm despre relația cu rudele, fie că discutăm despre relația cu partenerul, pot fi și chestiuni legate de acte pentru unii vărsători. Da? Fie luați decizii de genul gata, ne mutăm împreună sau gata, ne separăm. Alți vărsători, vedeți că treceți printr-o perioadă foarte intensă în relația cu rudele sau în relația cu partenerul, în relația cu persoanele din jurul vostru. Trebuie să lăsați trecutul ăla în urmă. Iar pentru voi luna plină activează axa 3-9. Păi, dragi vărsători, pe acolo așa, nu știu, aveți voi încredere în voi, dar sunt niște lucruri care vă deranjează, care așa vi se învârtă în minte, ceva acolo nu e ok. Și acum e posibil să explodați, să spuneți gata, acționez, merg într-o anumită direcție. Nodul Nord este pe casa a treia. Acolo e și luna plină și guvernată de Marte, domnul Marte, conjuncție cu nodul Sud. Deci e clar că izbucniți, da? Poate să fie o întâlnire cu niște rude, poate să fie și o discuție intensă pe care o aveți cu ceilalți. Și oricum, spre final de săptămână, voi intrați în contact cu foarte mulți oameni. Alți vărsători, atenție, deci dacă știți că lucrurile nu mai funcționează în relația respectivă și trageți de ea și stați acolo doar de dragul de asta, că sunteți de mult timp împreună și nu te mai ia nimeni sau nu-l mai ia nimeni pe ăla, cam aspectele astea nu prea favorizează, da, așa ceva și posibil, da, mulți vărsători să spuneți gata, punct, până aici, nu mai funcționează.
Pe alții vă apucă dragoste, da, o dragoste din aia pasională, deci știți cum plecați, vă mutați și din oraș și din tot. Depinde de fiecare vărsător în ce situație se află. Da? Însă este nevoie, dragi vărsători, să mai coborâți cu picioarele pe pământ. Asta e realitatea. Ai o intuiție foarte bună și vei avea un mod de a discuta foarte direct, foarte ferm. Da? Chiar undeva, uite, pe sâmbătă, deci ai un mod de a discuta și de a pune problema foarte direct și ferm. Zodia Pești. Dragi pești, mare atenție pe muncă săptămâna asta, pe sănătate, pe relația cu rudele, pe rutina zilnică, nu exagerați cu absolut nimic. Da? Lilith e pe grad anaretic, e în opoziție deja cu Saturn din zodia voastră, deci vrea maturitate, vrea maturitate. Acum, este o săptămână în care socializezi foarte mult, intri în contact cu foarte mulți oameni, afli tot felul de secrete. Sau afli tot felul de informații prețioase. Te întâlnești cu oameni pe care nu i-ai mai văzut de mult timp. Afli un adevăr. Și tot săptămâna asta pentru tine apar niște schimbări bruște legate de niște femei de la muncă sau legate de un contract. Ceva acolo te va lăsa puțin destul de mirat. Poate este vorba despre niște rude, despre niște persoane apropiate. Sunt niște lucruri, sunt niște discuții acolo care merg într-o direcție total ciudată. Atenție pe acte săptămâna asta. Rezolvi lucrurile, doar că e nevoie să fii puțin atent și pe la detalii. Luna plină pentru tine activează axa 2-8, deci o axa a banilor sau o axa a sănătăților. Și unii pe aici poate vă dați seama că e cazul să mai faceți lucruri și pentru voi. Poate e cazul să mai eliminați de prin viața voastră acea poveste de pe unde vi se duce energia. Poate e cazul să nu mai faceți atât de multe acte de caritate sau să nu aveți așteptări de la ceilalți atunci când vine vorba de apreciere, atunci când vine vorba de bani. Da? Îi pești cu siguranță reușiți să rezolvați ceva important spre final de săptămână. Pot fi niște chestiuni poate legate de o bancă. Da? Și îți dai seama și spui, băi, stai puțin, eu nu duc atât de mult, eu duc mai puțin, n-are sens să merg acolo. Pe muncă, la fel, îți vă dați și voi seama cam cât ar trebui să fiți apreciați, fie că depuneți o muncă de rutină zilnică în casă, da? Și să spun că vin colocatarii voștri, da? Familia sau cu cine stați voi pe acolo și nu apreciază, da? Că faceți mâncare, curățenie, că aveți grijă. Ei, acum că am explodat și tare bine ar fi să conștientizați lucrul ăsta. Pentru unii e ca și cum, nu știu, vă intră niște bani sau se întâmplă ceva, vă intră niște bani, dar parcă îi și dați pentru alți pești. Aveți foarte multă susținere din partea familiei, din partea rudelor, din partea persoanelor dragi vouă. Pe acolo vă e susținere. Cu siguranță unii pești conștientizați valoarea pe care o aveți. Pentru că v-am zis, veți rămâne mirați de relația cu rudele, de relația cu colegii de la muncă, prietenii, deci vor fi niște discuții, vor fi niște lucruri care vă vor șoca pur și simplu, dar într-un sens pozitiv, măcar într-o secundă așa, sau e un moment ăla de curaj în care spuneți gata, mi-am dat seama ce vreau, tot înainte. Poate niște cuvinte dure pe care ți le spune cineva, dar nu e într-un sens negativ, da? Nu e într-un sens negativ. Bun, dragilor, gata. Acestea au fost previziunile pentru următoarea săptămână. În mare parte v-am explicat, am ceva de rezolvat. Mi s-a dat programul peste cap și n-am reușit să fac toate filmările. O să vedeți în timp, da, despre ce vorbesc. Am mai multe proiecte în desfășurare și e nevoie să fiu prezentă și pe acolo. Bun, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc o săptămână superbă și o săptămână în care să vă bucurați de viață, să vă amuzați, să râdeți, să glumiți, să aveți un umor de ăsta. Da? Vine să spun un umor negru, da, posibil și asta, că oricum altceva nu să avem ce să facem, da, o să fie ca la teatru, o să fie drame peste drame peste drame, drame care se pot face și din nimic, atenție, că nu neapărat să se întâmple ceva fizic, pur și simplu oamenii așa devin mai sensibili. Bun, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă.